Fostul viceprimar al orașului Hârlău a fost reținut 24 de ore de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Ieși, fiind acuzat de trafic de influență. Acesta a cerut 90.000 de euro unei persoane pentru a interveni pe lângă un primar din județ să rezolve concesiunea unui teren. Totul s-a petrecut în urmă cu o lună când fostul viceprimar ar fi pretins suma de bani pentru a-și trafica presupusa influență pe care ar fi lăsat să se creadă că avea-o asupra primarului unei comune din județul Ieși. De asemenea, inculpatul ar mai fi promis persoanei respective că îi va determina pe funcționarii unor instituții publice cu atribuții de avizare, autorizare și și control să urgenteze acte ce intrau în contribuțiile de serviciu. Iar bărbatul a primit o primă tranșă de 30.000 de euro, însă procurorii DNA Iași l-au prins în fragrant. Astăzi aceasta a fost prezentat Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.